Capitolul 29. Spiritul antreprenorial. Oamenii fac investiții din două motive de bază: ca să strângă bani pentru când vor ieși la pensie și ca să aibă foarte mulți bani. Deși investim din ambele motive și ambele motive sunt importante, se pare că cei mai mulți oameni înclină pentru primul motiv. Ei își pun banii deoparte și speră că le va crește valoarea de-a lungul timpului. Ei fac o investiție, dar speră mai degrabă să nu piardă decât să câștige. Am întâlnit foarte mulți oameni pe care frica de a pierde îi împiedică să treacă la acțiune. Atunci când fac investiții, oamenii au nevoie să-și asculte instinctul. Dacă teama de a pierde este prea mare, în acest caz, cel mai bine pentru investitorul respectiv este să facă investiții cât mai prudent. Dar, dacă analizezi cele mai mari averi care există în lume, vei constata că acestea nu aparțin investitorilor precauți. Marile schimbări pe planul mondial aparțin investitorilor care s-au bazat pe ceea ce tatăl meu bogat numește spiritul antreprenorial. Una dintre poveștile mele preferate este cea lui Cristofor Columb, marele explorator, care credea că pământul este rotund și care a avut un plan îndrăzneț, acela de a găsi o cale mai rapidă pentru a ajunge la bogățiile din Asia. Însă în acele vremuri se credea că pământul este plat. Toți spuneau că, urmându-și planul, Columb va naviga până la marginea pământului și va cădea. Pentru a-și demonstra teoria, și anume că pământul este rotund, Columb, italian de origine, a apelat la familia regală a Spaniei și a convins-o să investească în aventura sa comercială. Regele Ferdinand și regina Isabella i-au dat ceea ce se numește bani în avans și au investit în aventura sa. Profesorul meu de istorie încerca să ne explice că acești bani erau destinați explorării prin care s-ar fi obținut noi cunoștințe. Tatăl meu bogat, însă, spunea că nu era vorba decât despre o afacere riscantă și îndrăzneață pentru care era nevoie de bani. Regele și regina știau că dacă acest antreprenor Columb reușea să ajungă în est, începându-și călătoria spre vest, vor obține un profit foarte mare de pe urma investiției lor. Atât Columb, cât și familia regală, care l-a sprijinit, aveau cu adevărat spirit antreprenorial. Regele și regina nu au investit acei bani ca să-i piardă. Din contră, voiau să obțină și mai mulți bani. Aveau spirit de aventură, de a-și asuma riscuri, știind că exista posibilitatea să dobândească o avere uriașă. Acesta este spiritul care i-a determinat să investească. De ce să începi o afacere? Când am început să-mi formulez planurile cu ajutorul cărora urma să-mi încep afacerea cu jumătate de normă, tatăl bogat îmi vorbea cu fermitate despre spiritul cu care trebuia să încep această nouă aventură, aventura construirii unei afaceri la nivel mondial. El spunea, trebuie să construiești o afacere pentru a învăța cum să faci față acestei provocări. Începi o afacere pentru că este ceva palpitant, este o provocare și trebuie să te implici cu toată ființa ta pentru a o transforma într-o afacere de succes. Tatăl bogat voia ca eu să încep o afacere pentru a-mi descoperi spiritul antreprenorial. El spunea mereu, lumea e plină de oameni cu idei grozave, dar există foarte puțini oameni care au adunat averi de pe urma lor. Așadar, el m-a încurajat să încep o afacere, orice afacere. Nu-i păsa ce produs comercializam prin afacerea mea sau dacă mie îmi plăcea sau nu acel produs. Nu-și făcea griji că poate nu voi avea succes. Nu voia decât să mă vadă pornind la drum. Astăzi există foarte mulți oameni cu idei grozave care însă se tem să înceapă sau care încep o afacere, dau faliment și renunță. De aceea, tatăl bogat îl cita mereu pe Einstein. Spiritele luminate au înfruntat adesea opoziția violentă a minților mediocre. El voia ca eu să încep orice afacere doar ca să-mi provoc mintea mediocră și de-a lungul acestui proces să-mi dezvolt spiritul antreprenorial. Tatăl bogat spunea, principalul motiv pentru care atât de mulți oameni cumpără active în loc să le creeze este că nu au apelat la spiritul lor antreprenorial cu ajutorul căruia să transforme aceste idei în averi fabuloase. Nu începeți pentru numai 200.000 de dolari. Vorbind din nou despre definiția investitorului acreditat, tatăl bogat spunea, tot ce trebuie o persoană să facă pentru a deveni investitor acreditat
este să aibă un salariu de 200.000 de dolari. Pentru unii e o sumă mare, dar nu e un motiv suficient ca să începi o afacere. Dacă nu-ți dorești decât un salariu de 200.000 de dolari, rămâi în cadranele A și L. Riscul este prea mare în cadranele P și I pentru o sumă atât de mică. Nu începe o afacere pentru numai 200.000 de dolari dacă te hotărăști să-ți începi propria afacere. Riscurile sunt prea ridicate pentru un câștig atât de scăzut. Trebuie să începi pentru un profit mult mai mare. Trebuie să începi pentru milioane, poate chiar miliarde de dolari. Dacă nu, mai bine nu mai începi deloc. Dar dacă te hotărăști să începi să construiești o afacere, trebuie să apelezi la spiritul tău antreprenorial. Tatăl bogat mai spunea, nu există antreprenor sau om de afaceri care să aibă succes, dar care să fie sărac. Poți să fii un doctor priceput, plin de succes, dar sărac, sau un contabil de succes, dar sărac. Dar nu poți să fii un om de afaceri de succes, dar care nu are bani. Nu există decât un singur fel de om de afaceri despre care se poate spune că are succes și acela este un om de afaceri bogat. Lecții în percepție retrospectivă. Deseori sunt întrebat, cât de mult e prea mult? Sau, cât de mult e suficient? De cele mai multe ori, cei care pun astfel de întrebări sunt cei care nu au construit niciodată o afacere de succes care să le aducă foarte mulți bani. Am observat de asemenea că aceștia care pun astfel de întrebări se situează în cadranele A sau L. O altă diferență dintre cei aflați de partea stângă a cadranului și cei aflați de partea dreaptă o vedeți în următoarea schemă. Cei care se încadrează de partea stângă de obicei nu au decât o singură declarație financiară deoarece nu au decât o singură sursă de venit. Cei din partea dreaptă au mai multe declarații financiare și mai multe surse de venit. Eu și soția mea suntem angajați la mai multe corporații la care deținem și pachete de acțiuni. Așadar, avem declarații financiare ca persoane fizice și declarații financiare pentru afacerile noastre. Din moment ce afacerile noastre au din ce în ce mai mult succes și ne aduc mulți bani, nu mai avem nevoie de un venit ridicat în calitate de angajați. Mulți dintre cei care se încadrează în partea stângă a cadranului nu știu cum este să câștigi din ce în ce mai mulți bani pentru care trebuie să muncești din ce în ce mai puțin. Deși banii sunt foarte importanți, nu ei reprezintă motivația principală pentru a începe o afacere. Cred că răspunsul potrivit îl vom găsi punând altfel întrebarea. E ca și când l-ai întrebat pe un jucător de golf, de ce continui să joci golf? Răspunsul se găsește în spiritul jocului. Deși am trecut prin mulți ani de chin, provocarea și dorința de a-mi dezvolta spiritul întreprinzător m-au făcut întotdeauna să-mi doresc să încep o afacere. Astăzi am prieteni care și-au vândut afacerile pentru milioane de dolari. Mulți dintre ei se relaxează câteva luni și apoi o iau de la capăt. Nerăbdarea, provocarea, spiritul antreprenorial și probabilitatea că va obține un câștig mai mare la sfârșit sunt cele care îl fac pe omul de afaceri să meargă mai departe. Înainte de a-mi construi afacerea cu portofele de nailon și velcro, tatăl bogat a vrut ca eu să fiu sigur că sunt cuprins de acest spirit. Spiritul antreprenorial este un element foarte valoros pentru construirea unei afaceri de succes specifice cadranului P. Mulți dintre oamenii bogați de astăzi, în sufletul lor, sunt cuprinși încă de spiritul antreprenorial.